Rezultatele voastre la test. E o glumă? Poate că merge să schimb nota? N-a mers. Ce mă fac? Un 4? Poate reușesc să-l râcâi? E o prostie. Ok, gândește. Aha, știu! Am nevoie de pistolul ăsta de lipit și de un baton de adeziv. O să-i pun niște lipici în capăt, apoi o să-l apăs pe cerneală. O să-l țin acolo câteva secunde și iese imediat! Sunt un geniu! Eh, poate că nu. Și acum o să pun o notă nouă. Merit 10-le ăla? Ia uite! Ești atât de isteață și o laudă roasă! Să-mi dai răspunsurile data viitoare! Ok, elev, e timpul să dați examen! Sper că ați învățat! O să-l pic, sigur! Ah, îl știu pe ăsta! E nasol! Trebuie să le pun la nimeni reală! E mai bine decât nimic! Oh, e dificil! Cred că am nevoie de un pic de ajutor! Ce faci? Ah, nu e ceea ce pare! Îl iau eu pe ăsta! Nu a mers așa cum așteptam! Ok, e timpul pentru planul B. Oh, nu! Vine profesoara! Trebuie să ascund chestia asta! Sunt cu ochii pe tine, ca un uliu! Oh, da? Ai ratat-o pe asta? Trebuie să mă grăbesc! Oh, nu! E un dezastru! O să încerc altceva! Ajutor! Ajutor! Am nevoie de răspunsuri! Ah, grozav! Glumești? Copiază? Iar? Ai auzit? Grozav! Ok, următorul e 45. Ah, bună ziua! Mă bucur să vă văd aici! Dă-mi ăla! Stai așa! Naomi, o să ai probleme! Jared? Ce-a pățit vocea ta? Nu cred că e Jared! Nu ai cum să fii mai steață ca mine! Știu toate trucurile posibile! Alo? Ce rea e? Ce mă fac acum? Ah, știu! Ah, nu mai am degete! Ce bine că m-am spălat pe picioare! Ok, unde rămăsesem? Ce faci acum? Ahem, Naomi! Nu vă supărați, încerc să lucrez aici! Și am terminat! A fost distractiv! Uitați, domnișoară! Wow, ce rapid! Hei, Annie, poți să mă ajuți? Nici o problemă! Uite! Trebuie să înmulțești numerele cu 2! Uite așa! Apoi adaugi virgula! E atât de simplu! Wow, e uimitor! Merci! Ce bine era dacă știam asta mai devreme! Gata! Pot să-mi predau lucrarea? O să fie super! Huh? Nu, nu se poate! Ai luat 10! Sunt genială! Stai așa! Știai că avem un examen? Psst! Cine e tipul ăla dubios? Am ce vă trebuie! Mate, engleză, alegeri multiple? Pe mine m-ai convins! Plătește-mi mai întâi! Normal! Stai să văd ce am. Cred că astea sunt suficiente. Poftim! Modernă și cu toate răspunsurile! Wow! E incredibilă! Mersi! O altă clientă mulțumită! Bună! Mă pot ajuta? Cu stilul tău? Nu fac minuni! E atât de palpitant! Asta e cea mai inteligentă gumă de șters de pe piață! Bate învățatul! Trebuie să cumpăr răspunsurile! Sigur am niște dulciuri! Asta nu o să-mi aducă prea multe! Nu te supăra! Ce pot să cumpăr cu asta? Ha! Mă amuz! Cară-te! Dispar prin rostogolire de ninja! Mai bine mergi! Grozav! Ce mă fac acum? Stai așa! Mi-a venit o idee! Merită să încerc? O să-mi pun husa peste ecran! Pot să derulez răspunsurile? Acum sunt pregătită! Nu o să copieze nimeni! Nu la ora mea! Mai bine ascund chestia asta? Ia să vedem ce zice scannerul! Nu e de bine! Știam eu! Copiezi! Folosind o gumă de șters! Sunt dezgustată! Trebuie să fac asta la fiecare examen! Și ce se întâmplă aici? Nimeni nu poate să bată scannerul pentru copiat! Folosești o pălărie ca să ascunzi răspunsurile? Ah, m-a prins! Merge bine deocamdată? Ah, vine profesoara! Știu că o să te prind copiind! Te rog să nu piui! Oh, cred că e stricat! Eu nu copiez, domnișoară! Ce fată cu minte! Mă dau bătută!
bun! Nu e nimeni pe aici? E timpul pentru o gustare rapidă. Oh, bomboane, dă-mi! Ah, cu plăcere! Ah, le-au luat pe toate! N-am mâncat niciuna! Aveam nevoie de asta? Oh, am niște gumă! Abia aștept să mestec! Aia-i gumă? Nu, stați! E mea! De ce se tot întâmplă asta? E atât de frustrant! Ok, poartă-te normal! Nimeni nu bănuiește nimic! O să fiu rapidă! Simt miros de chipsuri! Trebuie să le am! Huh? O să fiu tăcută! Probabil că nu e nimic! Hai, hai, hai! Ce? Hei, vină înapoi! Ah, e gol! Grr! Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! O să încep prin a tăia tubul pe jumătate. Apoi o să-l acopăr cu hârtie frumoasă. Arată bine! O să-l umplu cu jeleurile mele preferate. Apoi o să bag capacul de plastic înăuntru și o să-mi pun creioanele deasupra. Arată ca un suport de creioane, dar are un secret delicios. Acum e șansa mea! Dacă ridic hârtia, pot să iau niște jeleuri. Nu o să afle nimeni. Ahem! Oh, sunt doar creioane. Credeam că ai dulciuri. Iu, a fost cât pe ce. Dar a mers. Elevi, e timpul să dați test. O să vă adun copiuțele. Bun, dați-le încoace. Nu încercați să le ascundeți. Bine, uitați. Profesoara se îndreaptă în direcția asta. Stai! Știu ce trebuie să fac? Trebuie să-mi ascund copiuța. O să-mi folosesc cercelul ca să deschid zona asta a telefonului meu. Am copiuța asta minusculă pe care sunt scrise ecuațiile. O să o împăturesc ca să devină și mai mică. Și acum pot să o bag în telefon ca să fie ascunsă. Bun, acum sunt gata să termin testul ăsta cu telefonul lângă mine. Bun, dă-mi telefonul. Trebuie să-l verific. Pare ok, poftim. Ok, se pare că a plecat. Acum pot să-mi scot ajutorul din telefon. Sunt atât de isteanță. Și acum am o copiuță pe care o pot folosi. Sunt genială. Ah, ce somn bun. Câte ceasuri? Oh, nu, am întârziat la școală. Trebuie să mă grăbesc. O să iau niște haine. Opa! E posibil să am prea multe haine. Capul meu! Măcar am scutit timp! Neața, mamă! Poftim micul dejun! Cu ce ești îmbrăcată? Huh? Scuze, mamă, trebuie să plec! Ce fată ciudată! Oh, nu! Nu iar! Nu pot să fac asta în fiecare zi! Neața, trebuie să plec, mamă! Ce e îmbrăcată? Fata aia trebuie să se îmbrace mai bine. Camera asta e un dezastru. Sunt haine peste tot. De ce trebuie să fac eu totul? Deși mi-a venit o idee grozavă. O să scot hainele astea. Și o să agăț organizatorul ăsta pentru haine. Deja arată mai îngrijit. O ținută pentru fiecare zi. Gata, mama a făcut-o iar. Neața, neața! E timpul să mergi la școală! Poftim? Visam așa de frumos! E timpul să te îmbraci! Ta-da! Haide! Bine, m-am ridicat! Uite, toate sunt curate și îngrijite! Wow, mamă! Îmi văd toate hainele! Și sunt organizate și pe ținute! Ce idee grozavă! Ținuta asta chiar e drăguță! Oh, nu, ceasul! Ce prostuță ești! O zi minunată! Mersi, mamă! Ești cea mai tare! Ok, elevi, fiți atenți, o să dați test din asta! Da! Ăsta-i spiritul, Madison! Huh? A zis ceva? Sunt prea concentrată la jocul ăsta! Wow, Madison e atât de pricepută! Da, mi se spune des asta! Acum o să pățești! E imposibil să o înving, dar o să încerc! Deci știe să răspundă cineva la întrebarea asta? Elevi? Grozavă lecție, domnule! Mersi, cred. Nu mă așteptam la asta. Woohoo! Ador jocul ăsta. Haide, nu pot să-l las să câștige. Ceva nu e în regulă aici. Noroc că am venit pregătit. Arată fix ca mine. Bun, încă e ocupat. Joacă în continuare. Exact cum mă așteptam.
stai așa? Da, am câștigat! Nu, am fost atât de aproape! Au! O să-mi rămână semn! Oh. Ah, acolo s-a dus asta. Trebuie să rezolv problema și să închid jocul. Dar cum? E dificil. Nu, nu merge așa. Ah, îl arată bine și mi-a venit o idee grozavă. O să folosesc LUT modelator ca să fac un burger micuț pe tastă. Trebuie să ai niște brânză, apoi o să pun chifla deasupra. Îl pun la loc pe tastatură. E perfect! Da, merge! Rapid, poartă-te normal! Ah, ce s-a întâmplat? Stai, jocul era acolo! Joc? Sunteți ok? Noi doar ne facem exercițiile! Cred că m-am lovit tare la cap! Scuze, fetelor, continuați! L-am păcălit! Hai să ne jucăm! Prea mulți copaci în pădurea asta! Ah, cât e ceasul? Vai, să vedem! E toată lumea pregătită să începem ora? Ah, se pare că nu. Bun, e timpul să începem. Ahem, am niște compasuri aici pe care trebuie să le folosiți. Vreau să desenați un cerc care să arate ca cele de pe tablă. Bun, veniți aici și luați unul. Treceți la treabă. Hai, frate, nu pot să cred că trebuie să muncim în clasă acum. Luați toți unul și faceți ce v-am zis. Hei, stați! Pentru mine n-a mai rămas niciunul. Ce naiba? S-a culcat la loc? Păi și eu ce fac acum? E groaznic! Ce soluție am? Cum o să desenez un cerc acum? Singurul instrument pe care îl pot folosi e regla asta. Nu pricep, cum funcționează asta? Prostia asta nu merge deloc! Nu pot să desenez un cerc cu așa ceva. Ce naiba, Jake are un compas și habar n-are ce face? Cât de frustrant! E prea greu de folosit obiectul ăsta. Uf, îl urăsc! Wow, și ea se chinuie. Hei, știu ce să fac. O să-l deschid și gata, am rezolvat problema. Sau poate că o să reușesc ceva cu rigla asta. Poate merge să trasez cu ea. Ah, nu, nu a mers deloc. Poate pot să o fac fără riglă? Nu merge. Hai de riglă, am nevoie de ajutorul tău. Cred că știu ce să fac. O să marchez fiecare 2 cm de pe rigla asta. Până la capăt. Grozav! Acum vreau să fac o găurică prin toate punctele alea. Perfect! Suntem gata să testăm chestia asta? O să așez rigla și apoi o să pun un creion în gaura din mijloc. Și e timpul să rotesc. O să sar peste mâna mea și o să termin desenul. Gata! A mers! Oh, doamne! Chiar ai desenat un cerc perfect! Stați! Mi-ați adus un compas acum? Nu mă mir! Oh, am luat 10 la test! Ura! Nu pot să cred! Sunt atât de entuziasmată! Da, bravo! Frate, aș fi vrut să iau și eu nota aia! Oh, nu, nu, nu! Nu te necăji! Uite, pot să-ți rezolv eu problema! Privește! O să pun un pic de lipici pe capătul ăsta și apoi o să-l pun fix pe nota proastă! Și uite, acum pot să dezlipesc nota! Ta-da! Adio, notă proastă! Și acum pot să-ți dau una mai bună! Un 10? Da! Mersi mult! Ești cea mai tare! Mai bine ne întoarcem la treabă. Da, ai perfectă dreptate. Azi mi se alătură o nouă elevă. Salutați-o pe Madison! Bună! Hai să-ți găsim o bancă. Să nu stai aici, te rog. Unde să te așezăm? Stai lângă Emma. Wow, mulțumesc! Grozav, fix ce-mi trebuia. Bună, vecină, eu sunt Madison. Suntem colege de bancă acum. Wow, ești o figură! Dă-mi drumul! Cât de palpitant! Ador să-mi fac prietene noi! Vreau să știu totul despre tine! Care e mâncarea ta preferată? Unde ai copilărit? Mă bucur că s-a terminat ora aia! Ai vreun animal de companie? Eu am un motan! Îl cheamă Lăbuță! Ți-am adus geleurile astea, Emma! Aleo, mersi! Poate ne vedem mai târziu! Emma, credeam că te-am pierdut! Ce bine ar fi fost! Unde pleci? A dispărut! Eu! O să mă ascund aici, nițel! Unde s-a dus? Trebuie să fie pe aici pe undeva. Eu unde m-aș ascunde? Aha! E super liniștit aici. Stai! Bună, mică! De ce stai aici? Nu există cale de scăpare. Efectiv, nu pot să scap de ea. E peste tot. Stai puțin, cred că știu ce să fac. Și am nevoie doar de căștile astea. O să-mi bag firul prin mânecă. Apoi o să mi le bag în urechi. O să le acopăr cu părul și cu mâinile. Pot să ascult muzică și Madison habar nu o să aibă. Bună, Emma! Ce faci la prânz? E
Perfect! Încerc să ajung! Nu e vina mea că sunt prea scundă ca să rezolv problema asta? Trebuie să-mi iau penarul! Frate, urăsc să fiu atât de scundă! Nu ajung să iau nimic! Nu văd că încerc să citesc aici! Ok, uite-o! Bună, Essie! Ah, bună! Ce mai faci? Wow! Ești super, super înalt! Bună, acolo sus! Păi, îmi place mult de tine! Ar fi ok dacă te-aș săruta? Hei, poți să fii un pic mai rapid? Haide, sunt aici jos! Bine, am nevoie de megafonul ăsta! Hei, trebuie să te apleci mai mult ca să mă săruți! Poate că trebuie să cânt o melodie la ukulele! Nu merge nimic! Stai puțin! Sunt creioane colorate acolo! Pot să rezolv problema asta? Am nevoie și de un papuc! O să-i scot șnurul! Trebuie să folosesc niște lipici cald! O să pun un strop! Acum pot să lipesc un creion chiar pe zona cu lipici! Și repet faza! Ok, am umplut spatele! Acum o să pun unul în mijloc pe față! Și pot să răsucesc noul șnur și să-l înfășor în jurul lui! Ta-da! Astea da sandale cu platformă mortale! Să mă încalz cu ele și să văd dacă merg! Da! Acum o să mă apropii ca să primesc sărutul pe care l-așteptam! Stai! Glumești? Nu a durat atât de mult! Hei, trezește-te! În fine, să uităm de toată faza! Poftim? Sunt treaz! Da, sărutul! Imediat! Ok, cred că încă mai am chef să te sărut! Vai, ce foame mi-e! Ia să-mi scot la înaintare gustarea secretă! E gol! Înseamnă că am mâncat-o deja! Am doar ambalaje goale! La naiba, ce mă fac? Evident! Safe-ul pentru dulciuri! Acolo ține profa toate dulciurile confiscate de la elevi! A luat și de la mine niște gustări delicioase! Nu! Dacă aș deschide safe-ul, le-aș putea recupera pe toate! Ia să vedem! E timpul să fac ca în Ocean's Eleven! Ok, acum cum îl deschid? La naiba, nu știu codul! Ce ușor pare în filme! Nu vine să cred! A notat parola pe fundul safe-ului! Asta dacă pot să fac corect adunarea! De ce nu mă pricep deloc la matematică? Nu cred că merg adunate pe degete! Stai! Îmi pot folosi telefonul! Dar am uitat să-l încarc! Kate, ce faci acolo? Credeam că ești profa! Hai să mă ajuți! Safe-ul cu dulciuri! M-am prins! E ușor! Ok, fii atentă! Mai întâi copiez adunarea! Trasez o linie aici, apoi scriu plus și prima cifră, 6. Fac la fel și cu al doilea număr. Acum rezolv prima parte, 650. Apoi rezolv partea a doua. Rezultatul e 240. Numerele rotunde sunt mult mai ușor de adunat. Totalul e 890. Acum adun mai sus, 6 plus 2. Și apoi scad 8 din 890 și obțin 882, răspunsul final. Ăsta e codul safe-ului. Ce tare! Te pricep la matematică? Hai să ne recuperăm dulciurile! A funcționat! E plin de dulciuri! Ce faceți acolo? Nu, s-a întors! Ne era foarte foame! Și făceam poc, poc! Și apoi m-am trezit! Hei, nu mai vorbiți la oră! Scuze, domnișoară! E ultimul vostru avertisment! Psst, Annie, hai să ne folosim telefoanele! Bună idee! Adică nu vorbim? Profesoara nu a zis nimic de telefoanele noastre? Ce amuzant! Stați! Faceți năzbâtii acolo! Fără telefoane! Le iau eu! Nu e corect! Ce ne facem acum? E atât de plictisitor! Stai! Cred că mi-a venit o idee! Am nevoie de bilețelele astea autoadezive! O să le tai în formă de pătrățel! Apoi o să pun autocolantul ăsta în formă de bulă de dialog!
acum o să-l lipesc în husa mea de telefon. Arată ca o aplicație. Am tăiat un caiet ca să aibă aceeași formă ca telefonul meu. Și o să-l pun în husa de telefon. O să adaug niște mesaje. Arată exact ca un telefon. Naomi, ia-l! Wow, ce cool e! Trebuie să răspund. Ne putem termina conversația. Cui mai trebuie un telefon? Fetelor, ce faceți? Eu doar iau notițe. Bun, asta îmi place să văd. Deci, dacă vă uitați la capitolul 10 din manualele voastre... Trebuie să-i fac o poză! Annie, ia uite! Cât de jenant! Ar trebui să o postăm! Așa! Bun, elevi! Nu e așa că pudra asta nouă e cea mai tare? Ține toată ziua! Hai să ne facem un selfie împreună! Nu sunt deloc atent la mine! Essie, Cheryl, până aici! Despărțiți-vă imediat! Nu vreau să pleci! O să fie atât de dor de tine, Cheryl! Suntem atât de aproape și totuși atât de departe! Exact! Asta e o oră în care se învață! Psst, psst! Ce? Ce e? Putem să ne folosim telefoanele ca să vorbim între noi așa! Ah, ok! Ce idee, steață! Stai să-mi-l scot și eu pe al meu! Stai pe loc! Crezi că m-am născut ieri? Ia-ți adio de la telefon! Și telefonul tău îl iau cu mine! Exact! Puteți să le luați înapoi după oră! Acum întoarceți-vă la treabă! Dar sunt cu ochii pe voi! Ok, stai să încerc asta! O să mototolesc chestia asta! Cheryl, e pentru tine! Oh, nu! A aterizat prea departe! A văzut ceva? Se pare că-și citește cartea. Eu? Am avut noroc. Ok, trebuie să încerc altceva acum. Am paharul ăsta din plastic. Îl întorc invers și apoi îi decupesc fundul. Acum am nevoie de un balon. O să tai capătul balonului așa. Acum pot să-l desfac și să-l pun pe pahar. Excelent! Acum sunt gata să-mi testez micul tun cu mesaje. O să bag mesajul înăuntru, trag de balon și apoi dau drumul. Wow! E un mesaj pentru mine? Stai să-l desfac și să văd. Ce mai faci? Oh, mi-a trimis un mesaj special pentru mine. Da, am mers! Cred că ăsta e un mesaj de la ea. Oare ce scrie? Ne vedem la director. Știu și eu să fac un tun pentru mesaje. Bun, mi-am luat toate telefoanele. Stai puțin. Nu! Strânge telefoanele tuturor! Nu o să mă lase să intru fără să îi le dau! Ok, trebuie să le ascund. În buzunare și... oriunde! Ok, e bine! Cred că sunt pregătit să le strecor pe asta înăuntru. Ah, stai! Mai bine las pe ăsta ca să nu mă bănuiască. Uitați, doamna, ăsta e telefonul meu. N-am nevoie de el. Hiu! Ok, am intrat. Nu a bănuit nimic. Bun, elevi, azi e zi de test. Aveți un timp limitat, așa că treceți la treabă, vă rog. Bun, e timpul să-mi scot primul telefon. Am uitat să încarc bateria. O să-l verific pe ăla din șapcă. Ăla o să mă salveze. Ce-a fost scomotul ăla? Probabil că nimic. Hiu, a fost cât pe ce. Ok, acum trebuie să-mi scot telefonul fără să mă vadă ea. Nu, ecranul s-a spart la căzătură. Ok, trebuie să iau alt telefon. Pe ăsta din pluga mea. În sfârșit, e timpul să dau gata testul ăsta. Ce se întâmplă în spate? Sigur are un telefon pe care încearcă să-l ascundă. Trebuie să-i dau o lecție. Ce s-a întâmplat cu lumina? Hei, psst, telefonul tău face lumină. Nu se poate, cred că glumești. Da, văd că ai un telefon, credeam că ești deștept. Bun, cred că ți-am luat toate telefoanele acum. Nu pot să cred că ai ascuns atât de multe. Nu, ce mă fac acum? Stai, ce are ea acolo? Cum de are un telefon de desubt? Sunt super invidios. Hei, sunt extrem de impresionat! De chestia asta? A fost simplu, doar am folosit niște scoci. Scoci, ești genială! Nu, deja s-a terminat ora! Haide, trebuie să ne scriem numele! Hei, stai, vreau să-mi scriu eu prima numele! Dă-te! Nu, eu am ajuns aici prima! E locul meu! Ba, e locul meu! Dă-te din calea mea! Mă rog, oricum nimeni nu o să te voteze pe tine! Nene! Nominalizările pentru regina balului. Haide, înscrie-te cu mine. Ok, bine, haide. Ce-ar fi dacă una dintre noi ar fi încoronată regina balului? Ok, stai să-mi scot pixul. Uite-l, sunt gata să-mi scriu numele. Of, ce naiba, pixul ăsta nu merge. Stai, mi-a venit o idee. Am o banană în ghiozdan. Stai, nu asta voiam. Stai să mai încerc. Așa, am nimerit-o de data asta. Da, stai, clar nu asta căutam.
Wow, nu te supăra, dar durează o vreme. Nu știu, am văzut episodul ăla seară. Ce mai va era aia? Bun, gata, învârți tot ce era în gâsta pe podea. Stai, aia e o altă cutie de suc? Hei, de fapt cred că mi-a venit o idee grozavă. Bun, o să iau cutia asta goală de suc și o să tai nițel. Acum pot să-i scot partea de sus și să iau o foarfecă pentru că vreau să o decupez pe colț. O să înaintez până în capătul celălalt al cutiei. Apoi o să fac la fel cu celelalte colțuri ca să pot să o desfac așa. Nu vreau să arate cutie de suc totuși, așa că o să o acopăr cu hârtie asta roz. E timpul să o întorc invers și să scot batonul de lipici. Vreau să acopăr toată zona asta cu lipici, pentru că vreau să pun și banda asta de hârtie portocalie pe ea. Acum e timpul pentru strașnicul lipici cald, pentru că batonul de lipici nu merge aici. O să mai pun una la fel, dar rotit așa. E timpul să pun și mai mult lipici cald, dar de data asta pe margini. Nu trebuie să fie mult, o să prind doar bucățica asta mică de elastic. Iar pe zona asta o să lipesc niște benzi magnetice. Tadam! Am făcut un suport pentru creioane și alte rechizite. Elasticul poate să țină marcăre și alte chestii. Și niște bilețele se pot pune aici. Magneții pot ține chiar și agrafe. Apoi, după umplere, se poate plia la loc. Cutia din interior trebuie să fie pliată prima. Și apoi pot să o pliez pe cea din exterior. Iar acum pot să-mi pun la loc capacul pe care l-am decupat mai devreme. Hei, uite ce ți-am făcut! Ce e chestia asta? Trebuie să o deschid? Ok! Wow, nu se poate! Vezi? Acum poți să găsești ușor ceva de scris. Și acum pot să mă înscriu ca să devin regina balului. Așa! Oh, ia uite cât de multă atenție primește! Nu se poate! Ăsta e cel mai tare suport de rechizite pe care l-am văzut vreodată! Ce zi? Oh, ăla pare un loc bun de stat! Wow, ce frumos e! Ador să fiu înconjurată de natură! Ah, o veveriță simpatică! Bună, micuță! Aș putea să te pictez! Nu te mișca! Ups, a fost cât pe ce! Scuze, mai durează nițel! Poate că merge să mă sprijin pe bancă! Stai așa! Nu, nu merge! Nu-mi găsesc o poziție comodă! De ce e atât de greu? Oh, e atât de frustrant! Oh! Pizza asta e delicioasă! Te pot ajuta cu ceva? Bună! Îmi dai mie cutia aia? Îți dau bani! Sigur, dar nu și pizza! Super! Pot să-mi cumpăr mai multă pizza! Asta e ziua mea norocoasă! E fix ce-mi trebuia! O să folosesc chestia asta ca să proptez capacul. Apoi o să-mi pun foaia aici. Zici că e un șevalet! Acum pot să te pictez! Oh, pot să o pictez pe fata cu pizza! Arată bine! Dar portretele sunt o provocare! Pizza chiar e mâncarea ideală! Hei, ai fost un model grozav! Ce ai spus? Mă pictezi? Poate reușesc să trag nițel cu ochiul? Nu o să fac zgomot! Nu se poate! Nu vine să cred! E o capodoperă! Wow! M-ai speriat! Tu ești! Sper că-ți place! Îmi place la nebunie! Pot să cumpăr pictura? Normal! Mersi! Ești o adevărată artistă! Ce drăguță ești! Trebuie să fiu șiret! Tip-til! Hiu! E cineva pe aici? Se pare că nu! Ah, Ava e așa frumoasă și simpatică! E timpul să las chestia asta pentru că trebuie să fiu curajos! O să adore brioșa asta pe care i-am adus-o special! Oh, nu, vine! E chiar acolo! Trebuie să plec de aici rapid! O să mă ascund în colțul ăsta! Ok, e chiar lângă dulăpiorul ei! Își verifică telefonul! Nu, 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 nu! Nu se poate întâmpla asta! E Jake! Bună, Ava! Ți-am adus chestiile astea! Mie? Wow! Par delicioase! O să gust chiar acum căpșuna asta! Ce bună e! Vrei și tu una? Nu! Nu-i corect! Cum de m-am vins? Ok, acum e momentul meu! Cred că o să-i placă mult lalelele astea! Bună, Ava! Hă? Poftim? Ah, bună! Te pot ajuta cu ceva? Ah, nu, scuze! Nu mai contează! Eh, ok! Trandafirii ăștia miros atât de bine! Ava are nevoie de ceva pe care să scrie! Acum e șansa mea! Poftim, Ava! Ia caietul meu! Ia-l și pe al meu! Știi că adori mobul!
Ah, clar o să-l aleagă iar pe Jake. Uite, am 3 pentru tine. Wow, caietul tău are ceva distractiv pe el. Ce? Haide, măi! Am luat câteva paiete, mărgele și piese amuzante. Am pus orice culoare am găsit. Și apoi am luat capacul de la cutia asta de chipsuri. I-am pus un strat de lipici pe margine. Și apoi l-am presat pe caiet. Așa, e gata! Un caiet amuzant și strălucitor! Nu pot să cred că l-ai făcut tu singur! Și ți-am luat și lalelele astea! Ok, elevi, fiți atenți! Dăm test azi! Fără vorbit sau copiat, sunt cu ochii pe voi! Puteți începe! O să fie ok! O să-mi iau un pix! Oh, nu! Nu pot să-mi deschid penarul! Haide, deschide-te! E nasol! Poate mă ajută Jennifer! Ce e? Ai un pix în plus? Te rog! Nu! Îl folosesc! Aoleu, ok! Mindy? Ce-am spus eu? Scuze, doamna! Ce mă fac? Eram tânără și aveam multe visuri și apoi am luat un 4! Acum uite-te la mine! Ah, o altă zi de cheltuit bani! Ah, uite-te la persoana asta săracă! Îmi dai și mie niște mărunțiși? Te rog! Ok! Stai să văd! Sper să-ți fie de folos! Mulțumesc mult! Apreciez! Ai un suflet mare! Nu! Nu se poate întâmpla asta! Clar nu vreau să iau un 4! Stai puțin! Poate merge să folosesc agrafa asta! O să pun agrafa pe masă! Acum am nevoie de pistolul meu de lipit! O să umplu agrafa cu lipici! Folosesc lipici cu sclipici pentru că e drăguț! O să umplu zona asta! Acum aștept să se întărească! O să agăț capătul agrafei de fermoarul meu! Da! Se deschide! Iu, ce ușurare! Sună clopoțelul! Am nevoie de burete! Oh, nu! M-a prins! Trebuie să mă comport normal! Stai puțin, Madison! Dacă tot îți place să desenezi pe tablă, fă și calculul ăsta! Ah, nu știu ce să zic! Psst, Kate, ajutor! Nu mă întreba, habar n-am! Serios, fetelor? Fiți atente aici, vă arăt eu! Folosește-ți degetele! Mă refer la cele desenate! În dreptul fiecărui deget trecem numerele 6, 7, 8, 9 și 10. Acum, unde e numărul 7? Fix aici! Și 8 e deasupra acestui deget. Acum hașurez și numerele mai mici. În total am hașurat 5 degete, deci scriu 5 sus. Și câte degete au rămas goale? 3 de la mâna asta și 2 la mâna asta. Înmulțim 3 cu 2 și obținem 6. Și acesta e răspunsul. Wow! Nu știam că degetele noastre pot face așa ceva. Păi, doar sunt profesoară. Acum du-te la locul tău. O să colorez inima asta cu cretă. Oh, mi-e foame. Ura, pizza! Pizza e preferata mea, o ador. Am scăpat felia de pizza pe tricoul meu. Sunt murdară toată acum. De ce plângi? Ce s-a întâmplat? Am dat pe tricou! E tricoul meu preferat! Vai de mine! Ok, ok, stai liniștită! Bun, trebuie să pot face ceva? Stai! Creta! Normal! Pot să o folosesc! Bun, am creta și am tricoul pătat! E timpul să încep să folosesc creta pe sosul ăsta de pizza! Ok, așa, e totul acoperit! Acum o să-l arunc în mașina de spălat! Ta-da! Uite, tricoul tău e curat! Ești gata? Poftim! Ura! Mersi, tati! Ah, stai puțin, nu mai mănânci pizza așa! Gata, aia o să-ți protejeze tricoul în caz că dai iar pe tine! Delicioasă! Uneori tatăl tău poate să salveze situația! Ai folosit vreunul dintre aceste trucuri de mate? Spune-ne într-un comentariu și nu uita să arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri grozave ca acestea!